Armata face angajări în această perioadă. În total sunt puse la bataie 16 locuri la 3 specializări: muzici militare, psihologie militară și sociologie militară. Potrivit informațiilor primite de la reprezentanții biroului de presă al Centrului Militar Județean Sălaj, se fac înscrieri în această perioadă la cursul de formare a ofițerilor în activitate pe filieră indirectă pentru specializările muzici militare, unde sunt 6 locuri, psihologie militară, există 7 locuri, și sociologie militară, unde sunt disponibile 3 locuri. Cei care doresc să aplice pentru aceste posturi trebuie să nu depășească vârsta de 40 de ani, să aibă diplomă de licență cu profil corespunzător special calității militare pentru care optează, să nu aibă antecedente penale și să fie apți din punct de vedere medical, psihologic și fizic. De asemenea, se fac înscrieri și pentru cursul de formare a suboficerilor în activitate pe filieră indirectă pentru specializările muzici militare, 25 de locuri, sanitari, 19 locuri. Criteriile de înscriere sunt legate de vârsta maximă, ce nu trebuie să depășească 40 de ani, de absolvirea învățământului liceal, post-liceal sau universitar de specialitate și să nu aibă antecedente penale. La cele două cursuri, perioada de depunere a dosarelor se încheie în data de 16 iunie 2017. Pe filieră indirectă se organizează cursul de formare a subofițerilor, unde există 136 de locuri pentru 19 specialități militare. Cei care doresc să se înscrie pentru admitere trebuie să aibă vârsta de maxim 35 de ani, să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat, fără antecedente penale și să fie apți din punct de vedere medical, psihologic și fizic. Reprezentanții armatei informează și că începe cea de-a doua serie a cursului de formare pentru soldați și gradați profesioniști. Numărul de locuri la nivel național este de 1656, cu mențiunea că nu sunt locuri în județul Sălaj. Perioada de depunere a dosarelor se încheie în data de 30 iunie 2017. Printre beneficiile pe care cei care vor fi admiși le vor avea se numără cazarea gratuită, hrana, echipamentul, rechizitele, asistența medicală, transportul gratuit pe perioada școlarizării și un loc de muncă asigurat la finalizarea studiilor.